Dragi prieteni, bine ne-am reîntâlnit în această frumoasă zi de sabat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate care ne este oferită nouă, aceea de a fi în părtășie cu cuvântul lui, cea mai dulce și cea mai rodnică părtășie pentru sufletul omenesc. Îi mulțumim că și astăzi sunteți împreună cu noi și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să amănunțim tot mai mult modalitățile prin care putem să devenim tot mai aproape de modelul nostru divin, de Domnul Iisus Hristos. Vom începe școala de sabat cu un moment de rugăciune, după care va urma câteva clipe muzicale pe care le vom asculta și apoi vom începe dezbaterea școlii de sabat. Ne vom pleca pentru rugăciune. Iubitul nostru Tată și Dumnezeul nostru, atotputernic și plin de îndurare, cu mulțumire și recunoștință, venim în fața Ta, Părinte scump, în această minunată zi de sabat, să-Ți aducem închinare, onoare și laudă, căci numai bunătatea Ta, Doamne, merită toată lauda, și să-Ți mulțumim că ne aflăm într-o zi frumoasă de sabat în care putem să contemplăm minunățiile și mărețiile Tale create, Doamne, pentru noi, copiii Tăi, și să învățăm la piciorul crucii lecțiile de viață, lecțiile de credință care ne vor aduce tot mai aproape în prezența Ta divină. Îți mulțumim că Harul Tău ne-a călăuzit cu bine și ne-a oferit această ocazie și Te rugăm, Doamne, ca Duhul Tău să influențeze pozitiv mințile noastre și să le facă receptive la toate învățăturile care le vom primi și cu această ocazie. Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare, să binecuvintezi ascultătorii noștri cu multă credință și încredere în Tine și să ne ajuți, Doamne, ca în aceste vremuri dificile ale sfârșitului să putem să rămânem lângă Tine și plin de nădejde că Tu vei fi cu noi și ne vei ocroti din toate necazurile. Încredințăm, deci, clipele următoare în mâna Ta bună. Te rugăm să fii alături de noi și să ne inspiri prin Duhul Tău și să ne ajuți ca în toate să putem să Te onorăm. Mulțumire Ți aducem și laudă că ești vrednic prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Thank you.
Așadar, dragi prieteni, vă zicem bun venit la școala de sabat și vom încerca ca să dezbatem în continuare lecțiile noastre care le avem pentru astăzi, împreună cu pastorii Gigi Cojocaru și Ionel Aria, care sunt aici alături de mine în platou, și cu dumnealor vom dezbate mai departe lecția noastră, care sperăm și ne nădăjduim să ne ajute la o mai bună conduită creștină în viață, pentru că zilele noastre necesită din partea copiilor lui Dumnezeu o atitudine cât mai fidelă, cât mai aproape de realitate, de desăvârșire, pentru a putea să luminăm în această lume întunecată de păcat. Lecția noastră de repetiție, din care vom desprinde câteva idei, deoarece am studiat-o și în sabatul trecut, se numește Umblând în Duhul, iar textul de memorizat, care se găsește în Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 16, spune: zic dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Observăm încă din start că în sufletul nostru se luptă două puteri dintotdeauna și acestea poartă o bătălie continuă în orice moment, pentru ca la final să iese doar un câștigător. Sufletul nostru, prin puterea rațiunii dată nouă de Dumnezeu, va fi acela care va da câștig de cauză uneia din aceste părți. Și mai concret, am dorit să afirmăm faptul că Duhul lui Dumnezeu, care se luptă din partea divinității și care dorește curăția și sfințenia sufletului, se luptă împotriva răului, a firii pământești, care dorește să tragă sufletul în jos spre păcat. Suntem îndemnați, chiar din versetul introductiv al lecției, să umblăm sau să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Este un gând și o acțiune dintre cele mai nobile și cele mai plăcute, pentru că doar atunci putem să constatăm că suntem alături de Dumnezeul nostru, când suntem la unison cu El. Un gând foarte frumos, care l-am desprins din prima întrebare a lecției, spune că viața creștină sau creștinismul este întotdeauna profund practic, adaptându-se la toate circumstanțele vieții concrete. Cu alte cuvinte, creștinismul este constant, stabil. El nu se schimbă după împrejurările vieții, ci rămâne mereu același. Dacă el este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în permanență, atunci să știm că Duhul lui Dumnezeu nu dă decât impulsuri bune, plăcute, curate, impulsuri gingașe, care niciodată nu degenerează în lucruri rele, ci dimpotrivă își mențin o constantă în viața de zi cu zi, pentru că în felul acesta putem să ducem cu noi, ca și creștini, peste tot miriasma unei influențe sfinte. Aceasta este misiunea cu care Dumnezeu ne înzestrează în aceste zile și pe care noi trebuie să o îndeplinim în mod onorabil, pentru că de aceea ne numim copiii Săi. Legătura perfecțiunii sau a desăvârșirii care face viața de credință desăvârșită, am putea să spunem că este dragostea, una din cele mai puternice calități divine. Pentru că în Biblie, în Cartea Corintenilor, ne este explicat într-un mod foarte frumos acolo că legătura desăvârșirii este dragostea. Și acolo spune că dragostea acopere, suferă, rabdă, îndură totul, din iubire pentru Dumnezeu face totul. Iar noi, iubindu-L pe Dumnezeu, trebuie să manifestăm această dragoste sfântă, dragoste curată, pentru a putea să îl avem pe El alături de noi în tot timpul. Important în viața de credință este ca să evităm nutrirea oricărei rădăcini sau oricărui gând de amărăciune. În ciuda faptului că suntem provocați, în ciuda faptului că suntem tentați în zilele noastre în fel și chip să ne supărăm, să ne enervăm, să ne ieșim din fire, un creștin, repetăm, rămâne constant, iubiții mei. Aceasta este o caracteristică de bază a creștinismului. A rămâne constant, a rămâne răbdător, a rămâne iubitor, chiar și atunci când circumstanțele sunt împotrivitoare. De fapt, atunci se dovedește calitatea creștinismului în noi, când rămânem blânzi sub provocare, așa cum a rămas Mântuitorul nostru, putem și noi să limităm privind la El și rămânând la El, ca El în orice împrejurare. Autocontrolul,
personal trebuie menținut în toate relațiile, adică o verificare permanentă a stării noastre sufletești, pentru că, așa cum aminteam, întâlnim la orice pas și aproape în orice moment în zilele noastre, întâlnim fel și fel de situații, cărora trebuie să le facem față cu bine. Și dacă nu le facem față, atunci cădem. De aceea trebuie să avem un autocontrol permanent, să vedem dacă avem slăbiciuni pentru a le putea elimina, să vedem ce nevoi mai avem să cerem la Dumnezeu, pentru că El are orice fel de ajutor posibil pentru noi, numai să-L cerem și să-L dorim de la El pentru a putea să-L exercităm și exercitându-L să-L onorăm pe Dumnezeul nostru și să trăim pentru binele sufletelor noastre și al semenilor noștri. Și important, foarte important pentru noi, a menține o relație de armonie cu frații și semenii noștri este de asemenea o calitate care se cere de la noi. Lucrul acesta îl putem face chiar și în momentele dificile. Dacă stăm să gândim că Mântuitorul nostru a suportat și a îndurat orice inconveniență de dragul de a ne salva, de a dragul de a ne mântui pe noi, păcătoși. Iar noi, la rândul nostru, pentru sufletul nostru și pentru dragostea pe care o avem față de Dumnezeu, de asemenea, ar trebui să îndurăm și să răbdăm totul. Aminteam că prin aceasta ne demonstrăm calitatea credinței noastre. Dragii mei, este esențial aceste lucruri pentru noi, în special în zilele în care trăim, pentru că, aminteam, sunt zile pline de provocări. Și nu doar atât. Împotrivirea față de adevărul lui Dumnezeu și față de Duhul Său este într-o creștere alarmantă. Împotrivirea față de bine este într-o creștere alarmantă. Iar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să facem față acestei împotriviri, răbdând, îndurând totul și manifestându-ne într-un spirit cu adevărat creștin, expunând cu tărie și curaj adevărul lui Dumnezeu în orice situație, indiferent care este prețul care trebuie să-l plătim pentru aceasta, pentru că în zilele noastre cei drept adevărul nu se dorește să fie prezentat, dar Dumnezeu ne cere tocmai lucrul acesta. Așadar, ceea ce ne rămâne este să cerem putere de sus pentru a-L mărturisi pe El în orice împrejurare, pentru a demonstra loialitatea noastră față de El, iubind, răbdând și suportând orice de dragul Lui, ca să putem să ne asemănăm și noi cu El. Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta, pentru că, de fapt, la aceasta am fost și chemați. Să fim un exemplu, să fim o lumină, să fim așa cum a fost Mântuitorul nostru. Și cu aceasta vom trece în continuare la lecția noastră de zi, care o avem de studiu și care se intitulează Carnea versus Spiritul, sau cu alte cuvinte, firea versus Duhul lui Dumnezeu. Aminteam că sunt două puteri care se luptă în permanență pentru a acapara atenția sufletului omenesc. În calitate de copii dotați cu rațiune de Dumnezeu, avem datoria, iubiții mei, ca să dăm câștig de cauză Duhului lui Dumnezeu. Haideți să vedem în continuare ce ne mai învață cuvântul referitor la această luptă și cum putem să câștigăm mai bine biruința împotriva răului din această luptă. Prima întrebare de la primul subcapitol zice: descrieți lupta inimii umane firești, care are nevoie de eliberarea de condamnare prin supunere deplină, constantă față de Hristos. Cum am putea, frate Ionel, descrie lupta aceasta, care aminteam că este continuă, cum o descrie cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să înțelegem mai bine? Așa cum se arăta aici, mântuirea este foarte simplă și ea cere supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când omul încearcă și dorește să se supună cuvântului lui Dumnezeu, observă că sunt lucruri pe care trebuie să le elimine din viața lui, nu? Trebuie să biruiască poftele ale cărnii, ale firii pământești și de aici apare lupta. Lupta între Duhul lui Dumnezeu și carne, lupta dintre firea pământească și firea duhovnicească. Da, și concret, cum se poate realiza lucrul acesta? Lucrarea aceasta de curățire, cuvântul lui Dumnezeu o numește sfințire. Și lucrarea aceasta este o lucrare care durează o viață întreagă și nu este posibil de realizat aceasta decât
prin Domnul Iisus. El este acela care poate să ne sprijinească pe fiecare dintre noi să ne curățim. De aceea, vedeți, este chiar aici un îndemn. Prin credință noi, privind la El, văzând curăția Lui, dorim să o avem și noi. Și atunci strigăm la El, îi cerem Lui ajutorul ca să ne dea Duhul Său cel Sfânt care să ne ajute. Știți că Domnul Iisus îi spunea lui Nicodim în întâlnirea aceea pe care a avut-o, că nașterea aceasta din nou, curățirea aceasta, nu se poate face decât prin Duhul Său cel Sfânt. Nu? Este o lucrare care Duhul lui Dumnezeu are, o face asupra inimii noastre, asupra vieții noastre. Deci trebuie să-L chemăm în ajutor, să-L căutăm și să-L rugăm ca El să ia în primire inima noastră, să o curățească de rău și să o sfințească. Și aceasta are în vedere fiecare cerință a legii lui Dumnezeu, cât de mică. Și când spun aceasta, mă gândesc la primii noștri părinți. Cât de mare a fost greșeala lor? Într-un principiu, am putea spune, mic, nu? Neînsemnat. E, la fel și astăzi, ascultarea noastră trebuie să fie dovedită față de fiecare principiu al legii, indiferent mare sau mic cât ar fi el. Da, mulțumesc. Deci, am înțeles că prin credința în meritele Domnului Hristos, care ne sunt aplicate nouă, putem să câștigăm această biruință. Da. Slava lui Dumnezeu și El să ne ajute să facem și noi lucrul acesta. A doua întrebare, al doilea subcapitol, zice, numiți faptele cărnii menționate de Pavel și explicați de ce avem nevoie să fim în mod serios avertizați împotriva lor. Frate Gigi, care sunt faptele? Așa cum era amintit, atât Duhul Sfânt, Spiritul, cât și carnea, au efect asupra noastră prin faptele pe care noi le facem sau dorințele pe care le avem, prin tendințele pe care noi le urmărim. Pentru a fi copii ai Domnului Iisus sau frați cu Domnul Iisus, mai bine zis, noi trebuie să ne despărțim totalmente de firea pământească. Nu se poate niciodată, spune cuvântul inspirat, că sunt potrivnice. De aceea Apostolul Pavel evidențiază, am putea spune, rădăcina sau faptele acestea ale firii pământești. Și el le numără pentru ca să nu existe vreun dubiu sau vreo neclaritate și astfel să putem fi prinși în cursa celui rău. Și el le numește adulterul sub orice formă, necurăția, desfrânarea, idolatria, vrăjitoria, ura, cu certurile, cu gelozia, luptele care se pot duce sub diferite forme, da? Între oameni, poate nu neapărat lupta cu sabia sau cu armă, ci a urâ pe cineva, întotdeauna căuta să-l combați. Uciderile care nu derivă de aici, din ură. Și mai sunt și alte lucruri care trec foarte neobservate. Spunea îmbuibările și cele asemănătoare, adică necumpătarea. Toate acestea sunt roadele firii pământești, așa cum spuneam, pe care Domnul Hristos a venit pe pământul acesta și prin supunere față de voința Tatălui și biruind toate acestea, n-a demonstrat că este posibil. Deci viața noastră trebuie să fie asemenea vieții Domnului Hristos și să nu uităm că de aceea a venit pe pământul acesta, ca să ne salveze și să demonstreze că este posibil, cu ajutorul lui Dumnezeu, este posibil ca firea pământească să poată să fie înfrântă. Da, mulțumesc, așa este. Deci ne-au fost enumerate aici toate viciile, toate acțiunile firești care murdărești, care întinează sufletul și împotriva cărora suntem serios avertizați să nu avem nimic de a face cu ele și pentru ca într-adevăr să fim total
neutri față de aceste vicii, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pe care rugăm ca El să ne-l dăruiască. Următoarea întrebare zice, de ce este adulterul o încălcare a legii lui Dumnezeu? Atunci de ce? Când Dumnezeu a pus bazele căsătoriei, a dorit ca această instituție sfântă, pe care El a creat-o, să fie una sfântă. Curată. De, și curată, da. Pentru că, vedeți, ea reprezintă simbolic și legătura dintre biserica sa și Domnul Hristos, nu? Care trebuie să fie bazată pe o legătură curată. Când intervine o altă persoană în această legătură, atunci cu siguranță că lucrul acesta este neplăcut lui Dumnezeu. Când un partener dintre cei doi se abate, atunci cu siguranță că aceasta devine o căsătorie neloială, mânjită, și Dumnezeu are prescripții clare în cuvântul său în ceea ce privește lucrul acesta. De aceea, așa cum spune aici, nu este plăcut lui Dumnezeu, este o încălcare a unei porunci clare pe care El a dat-o. Nu? Este clar enumerat în cuvântul sfânt, clar spus lucrul acesta, și de aceea noi trebuie să înțelegem aceasta și să fim foarte atenți în privința aceasta. Mulțumesc, așa este. Din nefericire, în zilele noastre, observăm o încălcare practic grosolană a acestei porunci sfinte a lui Dumnezeu, și de aceea, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați ca să ne ridicăm glasul împotriva tuturor abuzurilor de felul acesta și să spunem împreună cu Apostolul Pavel, cum zice acolo, fugiți de curvie, fugiți de ea ca de foc, pentru că acela care curvește păcătuiește împotriva trupului său. De aceea, dragi prieteni, avem nevoie să ne păstrăm curați moral în fața lui Dumnezeu și în fața semenilor noștri. Lucrul acesta ne-l cere Dumnezeu și moralitatea aceasta trebuie păstrată nu numai în exterior ca și fapte. Cuvântul ne spune că ea trebuie păstrată și în interior, pentru că păcatele pornesc din inimă. Mai întâi în inimă sunt plănuite. Acolo se plămădesc și după ce se plămădesc devin realitate. De aceea, inimile noastre trebuie să fie curate și curăția aceasta o putem păstra doar prin ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Să-L cerem ca să-L putem avea și să ne putem păstra curăția. Mergem mai departe la întrebarea următoare. Cum este Dumnezeu dispus să ne ajute să biruim? Frate Gigi. Dumnezeu este dispus să ne ajute pentru că toate păcatele sunt urâte lui Dumnezeu. Dar păcatul despre care era amintit, nu doar că ne degradează, nu doar că ne mânjește, ne murdărește, nu? Ci aduce, așa cum am văzut din Sfânta Scriptură, aduce mari probleme în viață. Toți acei care s-au depărtat câtuși de puțin, au călcat această poruncă, au fost foarte nefericiți. De aceea, Dumnezeu ne spune, așa cum spuneam mai devreme, să căutăm să avem inima curată. Și avea inima curată însă nu se poate decât privind la Domnul Hristos și căutând ajutor din partea Lui. Cu toate că sunt tendințe de multe ori, așa cum spune și apostolul, cum spune David, suntem născuți în păcat, în firea aceasta supusă păcatului, dar tu dorești ca adevărul să fie în inima noastră, adică Domnul Hristos, care spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Atunci când Domnul Hristos va trona în inima noastră, toate aceste fapte, urmări ale firii pământești, nu vor putea să existe. Acolo unde există lumină, întunericul dispare. Acolo unde este curăție, nu poate să mai fie nimic cântinat, nimic murdar. Acela care este sfințitorul vieților noastre, numai prin el putem să devenim sfințirea, când îi vom ceda locul de drept și locul suprem în viața noastră, se va produce această schimbare. Nu vom depune noi eforturi să încerc, să mă străduiesc, să fac
eu știu, anumite lucruri care consider eu. Nu, ci va veni de la sine. Când vom alege pe Domnul Hristos ca tovarăș al nostru și prieten și stăpân în viața noastră, aș putea spune. Da. Mulțumesc. Înțelegem așadar că această curățire a inimii nu poate fi făcută decât prin puterea Duhului Sfânt. Exact. Dumnezeu să ne ajute ca și noi să primim adierea Duhului pentru a fi curați cu inima, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Următoarea întrebare. Ce este greșit la a idolatriza pe cineva? Frate Ionel, cum putem răspunde la această întrebare? Dumnezeu este singurul căruia trebuie să-i aducem închinare, venerație, și în momentul când noi iubim alt lucru mai mult decât pe Dumnezeu, aceasta este o încălcare a poruncii, primei porunci din Decalog. Idolatrie. Da, este idolatrie și în multe feluri și în multe moduri putem noi să fim călcători acestei porunci. Dar mi s-a părut foarte interesant, foarte interesant ce ne spune cuvântul aici, că atunci când ne iubim pe noi, chiar pe noi, ne iubim mai mult decât pe cei din jurul nostru, prin aceasta călcăm porunca întâi. Deci cuvântul foarte interesant spune aici că ați slujit ție. Dragostea de comoditate, a fi comod, nu? Sau satisfacerea apetitului și a pasiunii. Când dai curs acestor lucruri, faci din tine un idol. E interesant, nu? Da. Și observați că religia aceasta, care caută decât să aibă în vedere propria persoană, nu e religia Domnului Hristos. De ce? Pentru că Domnul Hristos ne-a învățat pe toți și privim cu toți la viața Lui pe care a dus-o în lumea aceasta ca om. Viața Lui a fost pusă în slujba celorlalți. El nu s-a avut în vedere pe sine. El nu a căutat folosul său, El nu a căutat să-și ducă la îndeplinire problemele sale. Aceasta este religia adevărată. Apostolul Pavel spunea, eu mor zilnic. Apostolul Pavel a căutat și el să fie în slujba celor din jur și Domnul Hristos. Deci e interesant să ținem cont că putem să facem din noi un idol. Să ne închinăm nou, nu? Cum? Atunci când caut să îmi împlinesc în viața mea poftele, pasiunile, dorințele, nu? Și atunci când îmi slujesc mie. Foarte interesant. Mă gândesc că chiar și așa, în viața practică, nu doar viața de religie. Un om care vorbește în permanență doar despre el. Un om care întotdeauna dorește să fie doar cum vrea el. Își pierde prietenii, își pierde pe cei mai apropiați. Nu poate să locuiască cu nimeni. Nu se poate înțelege cu nimeni, nu? Cu atât mai mult, nu? Nu poți să fii creștin. Da, mulțumesc și eu mă gândesc, dragii mei, la faptul că în zilele noastre se practică pe scară mare o religie de fațadă. Adică exact aceea ce îl dezonorează pe Dumnezeu. Adevărata religie este aceea care pleacă din interior, care curățe sufletul și care se răsfrânge în afară. Aceea este religia pe care Dumnezeu o pretinde de la noi. Nu doar aceea formelor, a faptelor și a manifestărilor, mai știu eu de câte forme. Nu. Dumnezeu dorește ceva din inimă curată, din sinceritate. El să ne ajute să o manifestăm pe aceasta curată. Mergem mai departe la o altă întrebare. Ce trebuie să realizăm cu privire la cât de mult a urât Dumnezeu întotdeauna toate felurile de vrăjitorie și farmecele? Ce ne spune cuvântul? Care e poziția lui Dumnezeu referitor la aceste lucruri? Încă de la început, de când Dumnezeu a chemat poporul Israel să fie un popor deosebit, zice că l-a pus deoparte, pentru că încă de la începutul, am putea spune, Satana a căutat să îi înșele pe oameni sub diferite forme și să-i facă să fie neascultători, să-L uite pe Dumnezeu. Și vedem că li s-a dat o poruncă pe vrăjitori să nu
îi, să nu fie în mijlocul lor. Toți acei care practicau sub orice formă vrăjitoria, da? Ei nu aveau loc în poporul lui Dumnezeu, nu trebuia să existe în poporul lui Dumnezeu. Numai că astăzi vedem că Satan a schimbat puțin metodele și nu mai, vrăjitoria nu mai este așa cum era pe timpuri. Astăzi i-a schimbat denumirea, dar esența este cam aceeași, este spiritismul. Adică și atunci și acum oamenii merg să întrebe pe morți sau vorbesc cu morții printr-un medium. Chiar sunt, am înțeles că sunt școli, sunt universități care se folosesc sau folosesc această tehnică. Dar să nu uităm că lui Dumnezeu nu-i place. Dumnezeu, dacă vrea să descopere ceva sau vrea să avertizeze pe cineva, îi face cunoscut prin cuvântul său. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce ne trebuie. Nu trebuie să, așa cum spune Sfânta Scriptură, să întrebe oamenii, adică un viu, să întrebe pe un mort. Nu. Avem cuvântul lui Dumnezeu în care găsim tot ceea ce ne este necesar. Ce poate să ne mai spună un mort? Și cu toate acestea, da, spiritismul observăm că a cuprins lumea, da, în lumea în care trăim. Observăm că majoritatea oamenilor se ghidează după anumite horoscopuri sau alte lucruri din ăștia care nu sunt de la Dumnezeu, nu? Plus de aceea mi s-a părut interesant că a pătruns în biserici, spune aici, în corpurile legislative, în curțile, la curțile regilor. Deci oamenii mari ai lumii, până la urmă, se consiliază cu anumiți oameni din aceștia care sunt unelte ale vrăjmașului. Da. Se vorbește pe scară foarte mai despre reîncarnare și alt sigur, fel de... Sigur. Da, mă gândesc că în zilele noastre vrăjitoria aceasta îmbracă forme moderne și se deghizează sub cuvinte plăcute, cum ar fi acela de clarvăzător. Adică indică ceva, măi, omul ăsta îmi spune ceva, vreau să ascult ce îmi spune. Și în felul acesta oamenii cad în plasa celui rău. De aceea, dragi prieteni, aviz să fim împotriva oricărei forme moderne de vrăjitorie. Pentru că este condamnată de cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul Bibliei spune clar că partea acestora care cochetează cu formele moderne de vrăjitorie și de spiritism este focul zilei de apoi. Să ne ferească Bunul Dumnezeu de așa ceva și să rămânem în dragostea Lui pentru a putea să fim scutiți de asemenea plăgi, care sunt adevărate plăgi pentru omenire, și să nu fim loviți cu urgiile cu care vor fi loviți aceia care întregesc aceste forme. Continuăm cu o altă întrebare. De ce sunt atât de rele ura, dezbinarea, emulațiile, care explică aici că sunt dorințele intense de superioritate rezultată din competiție, apoi mânia, cearta, răscoalele, invidiile și crimele, de ce sunt atât de rele? Cum putem să răspundem la aceasta? Aceste lucruri nu se găsesc în caracterul lui Dumnezeu. Deci dacă stăm să analizăm puțin, ura, dezbinarea, mânia, cearta, răscoala, invidia, ăștia nu sunt de la Dumnezeu. Ăștia sunt niște roade ale vrăjmașului pe care le pune între oameni și sunt pe aceleași treaptă cu crima. Nu? Domnul Iisus a arătat lucrul acesta și spunea că dacă un om urăște pe cel de lângă el, nu? Este un ucigaș. Da. Adică cine până la urmă este ucigaș și a fost de la început? Vrăjmașul sufletelor. Da, deci copiii lui Dumnezeu nu sunt caracterizați de aceste lucruri. Sau dacă sunt, ei trebuie cumva să se depărteze de aceste lucruri, pentru că nu vin din Dumnezeu, nu vin din Spiritul Său, nu vin din Duhul Său. Și acestea sunt de la vrăjmașul care vrea ca să ne piardă și să fim pe un loc cu el. Deci să fim foarte atenți în ceea ce privește lucrul acesta. Mă gândesc lumină, întuneric, adevăr, minciună, dragoste, ură,
ură. Da. Dacă nu iubești și urăști, așa este. Ai ca tată, deci, la cineva. Da, mulțumesc. Deci observăm că toate aceste vicii sunt practic străine de caracterul lui Dumnezeu și de aceea sunt rele, sunt neconstructive și trebuiesc cu totul și definitiv abandonate pentru ca să nu avem nimic de a face cu astfel de stări de lucruri. Următoarea întrebare zice, cu ce limbaj puternic a condamnat Hristos ereziile, care sunt doctrinele contrare unui, așa zice Domnul? Cum le-a condamnat Mântuitorul? A fost foarte ferm și spune că degeaba cred că mă cinstesc sau ei mă cinstesc, dar ascultă sau învață niște porunci omenești. Dumnezeu, El, așa cum spuneam, dorește să fie primul în viața noastră, dorește să fie ultimul în viața noastră și de El trebuie să ascultăm. Orice vine pe lângă aceasta, așa cum spunea, un așa zice Domnul, nu este de la Dumnezeu. Și de-a lungul timpului am văzut că toți acei care nu au ascultat de un așa zice Domnul și sunt atâtea exemple în Sfânta Scriptură, chiar despre oameni care au considerat că sunt profeți sau învățători, dar toți acei care au ascultat de ei, au făcut ca ei, s-a văzut că n-au terminat bine. Da, da, și aici putem să spunem așa, Dumnezeu este adevăr, da? Iar vrăjmașul este minciună. Aici spune despre el că el nu stă în adevăr. Da. El spune din ale lui. Deci, în societatea în care trăim, observați că creștinismul are la bază foarte multe tradiții și teorii care nu sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Sunt pe lângă. Sunt pe lângă. Aici întrebarea spunea că de ce a condamnat Domnul Hristos ereziile? Păi normal, că ele caută ca să înșele pe oameni, nu? Absolut. Îi amăgește, da. Și duce la pierderea vieții veșnice, la pierderea mântuirii, nu? Asta este lucrarea vrăjmașului. Noi trebuie să căutăm adevărul, să rămânem în adevăr și să nu ne bazăm decât pe cuvântul scris, așa cum este el, pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ascultăm și noi de anumite teorii, idei, tradiții, nu? Acestea nu sunt de la Dumnezeu. Și observați, majoritatea religiilor au la bază tradiții și tot felul de lucruri care nu vin din Dumnezeu, adică nu vin din cuvânt, nu vin din Dumnezeu. Ăștia nu vin de la Dumnezeu, vin de la vrăjmașul. Da, mulțumesc și mă gândesc că este necesar pentru noi să avem curajul acela de a pune mâna pe un lucru și să spunem acesta nu este după voia lui Dumnezeu. Deoarece se amintea că astăzi religia predominantă este religia formelor, a tradițiilor, a învățăturilor omenești. Ori Dumnezeu nu se complace în învățături omenești. El dorește doar un așa zice Dumnezeu. Tot ceea ce este în afară de un așa zice Dumnezeu nu este plăcut lui. Și de aceea nu trebuie să acceptăm, dragi prieteni, pentru că dacă noi suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm de el și să facem doar ce ne învață el și nu ce ne învață altcineva. Mai departe, o altă întrebare zice, cu ce tip de ocazii sunt asociate beția și petrecerile? Ce exemple ne sunt date aici referitor la lucrul acesta? Da, avem două exemple. Împăratul Belșațar și despre împăratul Irod, nu? Da. Care au făcut ceva petreceri. De obicei, așa cum ne pune întrebarea aici nouă, beția și petrecerile sunt asociate cu satisfacerea poftelor, nu? Chefuri, bucuria aceasta care nu vine din Dumnezeu, ci vine de la vrăjmașul, hai să bem, hai să mâncăm, hai să așa. Și lucrurile acestea, atunci când se petrec, nu au prezența Domnului Hristos acolo. Domnul Hristos nu poate să fie prezent acolo. De obicei, beția și petrecerile sunt lucruri unde numai vrăjmașul este prezent. Dumnezeu nu este prezent. El nu învață în cuvântul său aceste lucruri. Și tocmai de aceea noi trebuie să ne
să căutăm să ne ferim de aceste lucruri. Creștinul nu are niciun loc, nu poate să fie prezent acolo unde se are în vedere numai satisfacerea poftelor, să mâncăm, să bem, să ne distrăm, să ne simțim bine, să... Da, pentru că observați că, în special, băutura amorțește simțurile și chiar observăm în cazul lui Irod, nu? Că el nu poate să mai ia adică să mai ia niște decizii corecte. Corecte, nu? Să mai aibă o judecată clară și mai târziu poate și înțelege că a greșit, dar prea târziu. Da. Da. Mă gândesc că niciodată nu se poate spune cum se va termina. Nimeni nu poate prevedea cum se va termina o petrecere sau o beție. Și chiar în lumea de astăzi, atâtea rele care se întâmplă, atâtea nenorociri și foarte multe lucruri grozave se întâmplă datorită petrecerilor și beției. Fie că pleacă de acolo și au loc accidente pentru că nu mai este capabil să conducă, fie că în timpul acestora încep de la o discuție sau lucruri mărunte și atâta nenorociri se întâmplă. De ce? Pentru că oamenii nu mai sunt raționali. Nu mai predomină rațiunea, nu mai predomină judecata clar și atunci altcineva ia controlul. Da, mulțumesc, așa este. Deci observăm că deciziile care se iau sub influența petrecerilor și a bețiilor sunt catastrofale. Categoric. Sunt dezastroase. Una dintre acestea, cea din timpul lui Irod, când prăznuia ziua lui de naștere, s-a soldat cu uciderea profetului lui Dumnezeu, a lui Ioan Botezătorul. Un om curat, moral, care a fost sacrificat doar datorită ambiției unei femei răutăcioase. Și aceasta sub influența alcoolului pe care Irod îl consumase. Da, să ne ferească Bunul Dumnezeu de asemenea situații. Mai departe, următoarea întrebare. În contrast cu faptele cărnii, care sunt roadele Duhului pe care le face cunoscut Pavel? Și de ce nu putem să alegem câte unele dintre acestea care ne-ar fi mai la îndemână nouă? Care sunt roadele Duhului și ce efect are dacă le împlinim pe toate sau parțial din ele? Lecția noastră este carnea sau firea pământească versus Duhul, da, sau faptele duhovnicești. Dacă până acum am discutat despre roada firii pământești și am văzut, nu, toate aceste roade, vedem că acum Pavel, de altă parte, descrie fraților și tuturor credincioșilor de-a lungul timpului și roada Duhului și el le numără foarte frumos, deci opusul. Și zice că este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătate, facerea de bine, încrederea sau credința, blândețea și chiar înfrânarea poftelor, nu? Că vorbeam a satisface poftele sau până la exces, ceea ce este înfrânarea poftelor. Deci, atunci când trăim prin credință prin Domnul Hristos, pe care nu-L vedem, dar, așa cum am spus, îl simțim și vrem să-i facem loc să domnească în inima noastră, atunci se vor evidenția și aceste roade. Nu va trebui să depunem cine știe ce eforturi sau eu știu la ce ne puteam gândi noi, ci, nu? Dacă nu va fi ură, va fi dragoste, pentru că este Domnul Hristos. Dacă Domnul Hristos este în viața noastră, chiar în încercări, în greutăți, vom avea pace, vom avea încredere, adică credință, speranță că toate acestea se vor termina, vom fi blânzi chiar cu acei care poate nu ne privesc sau chiar ne fac rău. Nu. Și chiar în lumea aceasta, vedeți, așa cum spuneam mai înainte, oamenii care fac faptele firii pământești nu sunt plăcuți? Pe cei care fac aceste fapte, pentru că ele vin de la sine, nu? Atunci când ai pe Domnul Hristos și nu poți face altfel, oamenii aceștia sunt oameni plăcuți. Te simți foarte bine, iubești compania acestor persoane, acestor oameni. Și da, vreau să mai amintesc ceva scurt. Dacă avem Duhul lui Dumnezeu, nu putem spune că avem numai dragoste.
și nu avem pace, bucurie, îndelungă răbdare și așa mai departe. Nu. Din Duhul lui Dumnezeu, din Duhul Sfânt vin toate aceste roade și fiecare om care este călăuzit de Duhul Sfânt are toate aceste daruri în viața sa. Nu va lipsi niciunul. Sigur. Da, mulțumesc frumos, așa este. Deci concluzionăm că darurile Duhului Sfânt sunt exact opusul clinațiilor firești. Pentru că, așa cum se amintea, nu se împacă unele cu altele și le putem exercita doar trăind prin credință, în credința în Fiul lui Dumnezeu. Să mergem mai departe la următoarea întrebare. Ce tip de dragoste este rodul citat aici, în versetele de 1 Corinteni? Despre ce tip de dragoste ni se spune acolo? Apostolul Pavel vorbește despre o dragoste care îi cuprinde pe toți, adică pe Dumnezeu și pe oameni. Această dragoste nu cuprinde numai pe cineva anume, nu? Ci este o dragoste care se manifestă față de toți. Și această dragoste observăm că este deosebită în sensul că e răbdătoare, nu se laudă, nu este îngânfată, nu se mânie, nu se gândește să facă rău. Deci este dragostea agape, care iubește fără niciun fel de, cum să spui, de resentiment sau cu dorința de a primi ceva înapoi și îi cuprinde pe toți. Pe Dumnezeu și pe toți cei din jurul nostru. Aceasta este dragostea creștină pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi. Mulțumesc că așa este, deci să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și noi să avem această dragoste creștină, nu doar un înlocuitor de dragoste, așa cum se obișnuiește astăzi în lume. Întrebarea următoare se referă la ce tip de bucurie este rodul citat aici. La ce se referă, frate Gigi? Aici este vorba despre bucuria mântuirii. Bucuria aceea că trăiești împreună cu Domnul Hristos aici pe pământul acesta și că nu se va termina aici viața. Și viața aceasta va merge dincolo. Este bucuria pe care au avut-o ucenicii Domnului Iisus, care au avut încercări, au avut greutăți, au trebuit să suporte persecuție. Credincioșii de-a lungul timpului, nu? Chiar în timpul cel mai întunecat timp, Evul Mediu, da? Care a trebuit să plătească scump pentru credința pe care o aveau, pentru dragostea pe care o avea de a sluji lui Dumnezeu, dar ei au trăit cu această bucurie că într-o bună zi se vor întâlni cu tatăl lor, se vor întâlni cu fratele mare, cu Domnul Hristos și nimic și nimeni nu va mai putea despărți. Bucuria pe care vreau să o accentuez, că este la fel ca și dragostea din Dumnezeu. Nu este aceea a egoismului. Eu să fiu bucuros, nu mă interesează de ceilalți. Ci bucuria că împreună cu tine, ceea ce crezi tu, ceea ce aștepți tu, ceea ce dorești tu să fie, să o împărtășești și altora. Bucuria de a vedea și alte suflete salvate și mântuite. Și această bucurie este din Domnul Hristos, că El a venit ca să ne mântuie și să ne salvească. Frumos, mulțumesc. Deci, bucuria mea să rămână în voi, spunea Mântuitorul. Da. Aceasta este adevărata bucurie care poate umple sufletul de pace și ne poate asemăna cu Dumnezeu. Următoarea întrebare. De ce este necesară pacea adevărată și cum se obține? Pacea adevărată este tot din Dumnezeu și este soră cu bucuria. Așa după cum reiese de aici, un om care are bucurie în Domnul are și pace. Ea vine de la Hristos și pacea aceasta se manifestă în orice timp și în orice vreme și în special se bucură de cei care acceptă darul lui Dumnezeu, salvarea. Ați văzut când un om primește adevărul, există o bucurie în inima ta că a primit cuvântul acesta. Aceasta a fost bucuria care a fost în inima Domnului Hristos, pentru că spune că pentru bucuria care era pusă înainte a suferit moartea, nu? Și ca toți ceilalți să fie salvați și bucuria aceasta poate să fie și în inima noastră și această bucurie aduce pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. O pace în orice situație și în orice timp.
Da, mulțumesc și o pace care nu se poate compara cu pacea omenească, pentru că pacea omenească nu are cum să reziste pentru că e de natură josnică, pe când pacea lui Dumnezeu este una trainică care umple sufletul și liniștește. Mai departe, zice întrebarea, de ce este îndelunga răbdare atât de valoroasă? Frate Gigi. Păi, vedeți, credința, atunci când se manifestă, privește dincolo de ceea ce se poate zări. Și este un gând frumos. Deci, credința pătrunde dincolo de nori, nu? Dincolo de ploaie, dincolo de furtună. El vede că deasupra norilor există soare. Acolo este lumină. La fel, răbdarea noastră nu ar trebui să se termine niciodată, nu? Sau cineva zicea că atunci când nu mai este răbdare, să începem cu îndelungă răbdare. Pentru că, având răbdare, chiar dacă poate nu ne este răsplătită credința sau faptele pe care le facem acum pe pământul acesta sau modul nostru de purtare, dar noi așteptăm că va veni ziua aceea răsplătirii când Domnul Hristos va oferi răsplata tuturor acelora care au ascultat de cuvântul său, au păzit poruncile sale. Deci întotdeauna creștinismul, credința se manifestă prin răbdare. Mulțumesc, o întrebare suplimentară. Fără răbdare putem să realizăm vreun lucru bun? Nu. Fără răbdare nu poți să treci prin încercări. Mi-a plăcut foarte frumos cum spune aici în traducerea engleză, îndelung suferința. Cam așa Da. descrie răbdarea, nu? Te ajută să treci prin încercări. De ce? Pentru că omul nu privește la încercare, privește dincolo. Ca și în fața morții. Nu privește la moarte, privește dincolo de moarte, nu? Da. Deci, cred că ăsta este și secretul răbdării. Ea nu privește în jur, în timpul când ești încercat sau, eu știu, ci privește mai departe, mai înainte. Și aceasta îți dă putere să mergi înainte. Pentru că tu privești deasupra norilor. Și deasupra norilor vezi soarele. Mulțumesc. Concludent este versetul care spune: prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Ceea ce trebuie să înțelegem, evident, că fără răbdare nu putem să câștigăm biruința și mântuirea. Să ne ajute Dumnezeu să o manifestăm și noi. Următoarea întrebare, penultima. De ce sunt gingășia, bunătatea, credința și temperanța toate esențiale pentru creștin? De ce? Cred că fiecare dintre ele ne sunt de ajutor fiecăruia în lupta credinței. Nu? Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Apoi avem nevoie de gingășie, care vine de la Domnul Hristos, o învățăm, de bunătate, tot de la El, de cumpătare sau temperanță în toate lucrurile care ne ajută să biruim. Deci toate aceste lucruri ne ajută să biruim, pentru că se vorbea de la început despre o luptă. O luptă între Duhul și carne. Aceste lucruri care sunt enumerate aici, gingășia, bunătatea, credința, temperanța, ne ajută ca să biruim împotriva cărnii care caută să ne piardă. Da. Mulțumesc, așa este, sunt daruri deosebit de prețioase ale lui Dumnezeu pentru noi, pentru ca exercitându-le în viața practică să putem să ajungem și noi să ne asemănăm cu Mântuitorul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Și ultima întrebare, ce trebuie să realizăm despre blândețe și doar cum putem manifesta întregul rod al Spiritului? Ce se spune despre blândețe, frate Gigi? Despre blândețe, cred că nu ne-ar ajunge timp să discutăm și să vorbim. Este, ca și toate celelalte, deosebit de frumoasă, deosebit de plăcută. Și chiar Domnul Hristos spunea la un moment dat că ferice de cei blânzi. A fi blând, nu? Ca și Domnul Hristos, atunci când chiar era asaltat cu cele mai grele lovituri, scuipat, biciuit, lovit, batjocorit, am putea spune, na? Și cuvântul inspirat spune că
se purta cu atâta blândețe și oamenii au fost constrânși să vadă că nu exista în toată mulțimea aceea nici o față mai frumoasă decât fața Domnului Iisus, pentru că El așa îi privea pe cei care făceau lucrul acesta. Și cred că blândețea atrage. Sigur. Nu? Atrage. Absolut, da. Și întotdeauna observăm că este lecția pe care Domnul Hristos a vrut să-i învețe pe oameni. Veniți și învățați de la mine. Căci eu sunt blând. Blând și smerit. Cu inima. Deci aceste două calități ies în evidență deosebit, pentru că cuprind inima celor din jur. Îi atrag. Ați observat? Îți place să stai în prezența unui om blând, care, adică te simți bine și asta vrea Domnul Iisus, să avem și noi blândețea aceasta. Iar partea a doua, și doar cum putem manifesta întregul rod al Spiritului, pentru că și blândețea este soră cu celelalte. Nu poți să iei doar o parte. Dacă în firea pământească poți să ai decât o parte sau o caracteristică, aici nu poți să iei decât una. Aici le ai pe toate și poți manifesta întregul acest rod doar așa cum ne îndemna Apostolul Pavel, ca să călcăm pe urmele Domnului Hristos. Pentru că și El, și știm istoria, ce fel de om a fost, cum a devenit, și doar când a călcat pe urmele Domnului Hristos a putut să ajungă la starea aceea în care a putut să spune ce călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele Domnului Hristos. Doar modul acesta. Da, și o caracteristică interesantă a sa este că chiar dacă a avut demnitatea unui rege, de fapt era regele cerului, da. El a fost cum? Blând. Blând și smerit cu inima. Lucruri care ne îndeamnă și pe noi, dragi prieteni, să urmăm pe Mântuitorul nostru, ca să putem să moștenim fericirea veșnică împreună cu El. Așa cum am observat în această lecție de studiu, am putut vedea învățături deosebit de prețioase referitoare la identificarea noastră cu caracterul lui Dumnezeu. Ni s-a expus pe de-o parte lucrurile firești, lucrurile rele, care sunt în contradicție cu cele bune. Ni s-au prezentat și cele bune și ni s-a făcut îndemnul și invitația ca să trăim prin Duhul, adică prin calitățile bune, că doar așa ne putem apropia de Dumnezeu și asemăna cu El. Nu ne rămâne, dragi prieteni, decât ca să urmăm fiecare pe Dumnezeul nostru și învățăturile sale. Nu poruncile oamenilor, nu teoriile lor, ci dimpotrivă, doar un clar, așa zice Dumnezeu, că doar atunci suntem în siguranță, doar atunci putem să ne asemănăm cu El. Dorim să-i mulțumim încă o dată lui Dumnezeu, mulțumesc și colegilor din platou care au comentat astăzi lucruri frumoase și mă rog pentru fiecare dintre noi și dintre dumneavoastră cei care ne urmăriți online, ca bunul Dumnezeu să ne ajute și să avem și noi tăria aceea și înțelepciunea aceea de a alege lucrurile bune din viață, de a-L alege pe Domnul Hristos și a-L urma pe El, pentru că doar alături de El este viața, fericirea și nemurirea. Îi mulțumim Lui și lăudăm pentru toate acestea. Amin. Amin. Vom încheia studiul nostru cu o rugăciune, nu înainte de a vă anunța că la ora 11 urmează un program spiritual la care de asemenea vă invităm să participați și vă dorim binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră. Ne vom pleca într-o rugăciune de încheiere. Iubitul nostru Tată, înaintea Ta ne plecăm și cu această ocazie să-Ți aducem laudă și mulțumire pentru modul minunat în care Tu ni te descoperi, să-Ți mulțumim pentru că pui în fața noastră un standard și un ideal atât de frumos, atât de înalt și ne și ajuți ca să putem să îl alegem. Îți mulțumim pentru că ne avertizezi că firea pământească, împreună cu toate poftele și cu toate patimile care le aduce, este atât de periculoasă și ne îndrum ca să ne despărțim de ea, să ne ferim de ea, pentru a nu fi loviți de consecințele ei. Te rugăm să ne binecuvintezi cu Duhul Tău, de care aveam atât de mare nevoie, pentru ca credința, speranța, nădejdea și toate celelalte roade ale acestui Duh să poată să se oglindească în viața noastră și oglindindu-se vom fi oameni cu nădejde, cu bucurie, cu speranță, fericiți, chiar într-o lume plină de suferință și de nevoi,
Pentru că privim dincolo la ceea ce nu se vede. Iar modul acesta ne va ajuta ca să putem să-i sprijinim și pe cei de lângă noi. Să putem, Doamne, să le arătăm o cale mai bună. Și nu doar prin cuvinte, ci prin viața noastră, așa cum a făcut Domnul Hristos. De aceea te rugăm, pentru că avem atât de mare nevoie, să ne dărăști nouă Duhul acesta. Te rugăm să binecuvintezi pe fiecare ascultător, pe fiecare dintre cei care astăzi ne-au urmărit. Amin. Și să ne ajuți, Doamne, ca cu toții, să putem să privim la Domnul Hristos în fiecare zi și în fiecare moment din viața noastră și privind să ne putem asemăna cu El. Lasă harul Tău peste toți acei care Te caută și Te cheamă. Binecuvintează pe toți acei care poate sunt în suferință sau în ecaz. Binecuvintează, Doamne, pe toți acei care poate nu au înțeles până în momentul acesta iubirea Ta și dragostea Ta, și fă-ne și pe noi niște canale prin care să Te putem reprezenta. Multe sunt lipsurile și nevoile noastre, Tu le cunoști și le știi la fiecare în parte, de aceea ne plecăm și cu încredere că Tu ne vei dărui la timpul și momentul potrivit. Doamne, vrem să Te lăudăm, să Te onorăm pentru toate acestea. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Fii lăudat și binecuvântat până în veșnicii. Amin. Amin. Amin.